Mă bucur că astăzi, pe 9 iunie, când este practic data la care a murit Caragiale în 1912, o am alături pe Ioana Părvulescu, o minunată scriitoare, o extraordinară profesoară de la Facultatea de Litere a Universității din București. Și apropo de asta, cred că vorbesc în numele unei întregi generații de studenți când spun că cursul dumneavoastră de Belle Époque din anul al doilea de la Facultatea de Litere Universitatea din București a fost unul dintre acele cursuri pe care nu le poți uita niciodată. Mulțumesc foarte mult! La cursul dumneavoastră obișnuiați să aduceți obiecte de secolul al XIX-lea, ziare, cărți și așa mai departe. Așa încât voiam să vă întreb, în primul rând, care este imaginea de ansamblu despre Caragiale pe care vreți să o ștanțați studenților de la litere, viitori specialiști ai lecturii? De foarte multe ori, pentru profesor, este mai greu nu să impună o imagine, ci mai degrabă să scape de o imagine preconcepută cu care studenții vin din școală. Iar în cazul clasicilor este cel mai frecvent acest lucru și în cazul lui Caragiale, care e probabil cel mai cunoscut scriitor al nostru astăzi, lucrurile sunt cu atât mai valabile. Așadar, ceea ce încerc eu la cursuri și în general în puținele ocazii în care vorbesc despre Caragiale și în cărțile mele, este să-i scap pe oameni de prejudecățile pe care le au legate de acest personaj, de acest scriitor și de viața lui și de opera lui, pentru că prejudecățile sunt și legate de viață și de opera. Cel mai recent vorbiți despre Caragiale într-un volum din cartea dumneavoastră Dialoguri secrete. O carte extrem de tușantă în care culegeți momentele în care autorii sau personajele lor se roagă și cum anume o fac. Așa încât voiam să vă întreb, din acest punct de vedere, cum stau lucrurile cu Caragiale? Cum se roagă Caragiale? Caragiale a fost un om greu de cunoscut. El nu are declarații mari de credință, dar în același timp îl bănuim că fusese crescut în a fi credincios. În cartea despre care vorbiți, Dialoguri secrete, mă refer la un poem parodic dedicat lui H.D.U. Și care poem se încheie cu un hohot de râs ceresc. Mi s-a părut că acest hohot de râs ceresc este oarecum analog cu finalul poemului Luceafărul al lui Eminescu. Acolo un geniu se retrage și se detașează de cercul strâmt al oamenilor. La fel, în cazul lui Caragiale, dar cu alte mijloace, prin tocmai acest hohot de râs, el se delimitează de cercul strâmt al oamenilor. Dar pentru că vorbeam de prejudecăți, aș vrea să revin puțin la această idee și să dezamorsez măcar două dintre ele. Una dintre ele este că Ile Caragiale nu a fost apreciat în timpul vieții și că din acest motiv s-a refugiat, s-a exilat la Berlin. E cum nu se poate mai neadevărat. Caragiale a fost dintre cei mai apreciați scriitori în timpul vieții și am să amintesc un singur episod, data de 13 noiembrie 1884, premiera piesei lui celei mai cunoscute, O scrisoare pierdută. Ide Suchianu ne povestește cum a fost această seară. În Teatrul Național era plin ochi
bilete nu se mai găseau de foarte multă vreme. De obicei erau puși unii oameni să fluiere de multe ori de către adversari. Nu s-a întâmplat acest lucru. Era crema cremelor Bucureștiului în frunte cu regina care dădea tonul aplauzelor și care, spre deosebire de obiceiurile regale, și anume fețele regale plecau la pauză, a rămas până la sfârșit. Era în loja lui obișnuită Titu Maiorescu, care era atât de entuziasmat de spune Ide Sucheanu, părea că el a scris piesa, nu Caragiale, dar e drept, Caragiale fusese încurajat de el, fusese dus la teatru, la Viena și așa mai departe. Așadar, a fost o zi de triumf extraordinară și care cu siguranță n-a rămas fără urmări pentru Caragiale. Să nu uităm, Caragiale a fost directorul Teatrului Național, chiar dacă doar un an. Să nu uităm, el a, numele lui era în Almanach du High Life al lui Clay Moore, Mișu Văcărescu, așadar tot unde era numai crema de care de altfel el râdea. Era în ziarele vremii a la Une, pe prima pagină, așadar e greu de spus, a fost decorat de către rege, e foarte greu de spus că el nu a fost apreciat în timpul vieții. Nu că e greu de spus, e imposibil de spus. Altceva s-a întâmplat. El nu a fost foarte bine înțeles de către contemporanii lui, am putea spune pentru că nu le-a fost contemporan. Prin felul lui de a fi, Caragiale ne e mai degrabă contemporan nouă decât lor. Și în sensul acesta, da, nu l-au premiat. Acum, premiile, să fim serioși, sunt o chestiune de hazard, de just câți n-au fost premiați, deși ar fi meritat. Deci asta ar fi una dintre prejudecăți. El, de altminteri, este și astăzi la fel de onorat. Mă gândeam că UNATC-ul, Institutul de Teatru, se numește Ile Caragiale. Mă gândeam că există nenumărate licee caragiale, că mă gândeam că, și am pregătit o mică regie, pe hârtiea de 100 de lei îl avem pe Caragiale și pe față și pe verso, împreună cu Teatrul Național. Teatrul Național însuși se numește Caragiale și deci și astăzi el este la fel de onorat ca și în timpul vieții, nu însă mult mai bine înțeles. Și asta, și aici ajungem la al doilea tip de prejudecăți legate de Caragiale, și anume la prejudecățile care țin de opera lui. Comuniștii au impus viziunea unui Caragiale complet dezamăgit de semenii lui, de epoca lui, și înfierând, așa se spunea în comunism, înfierând burghezia putredă. Ori nu este adevărat. Caragiale a preluat defectele mai degrabă din presa epocii lui, și anume acele tendințe care erau manifeste în ziarele epocii, care scoteau la iveală printr-un procedeu care contemporanilor lui li se părea caricaturizare, adică ei, contemporanii, simțeau enorm și vedeau monstruos când citeau ziarele, pentru că erau obișnuiți cu discreția, cu pudoarea, cu intimitatea păzită, și dintr-o dată ziarele spărseseră aceste limite. Și atunci Caragiale a prins, el era o fire nevrotică, sensibilă, a prins toate aceste lucruri, și ceea ce a caricaturizat el erau mai degrabă, este un procedeu de mâna de gradul al doilea, a caricaturizat ceea ce se reflecta în ziare, cu tot cu prostiile, cu tot cu limbajul greșit
și așa mai departe. Deci nu înseamnă că lumea în care trăia Caragiale era monstruoasă. Și știm asta chiar din cum arăta el însuși, cum este descris de oameni. Deci nu era un mitică. În continuarea a ceea ce a spus, v-aș întreba cum anume arăta presa de la sfârșitul secolului al XIX-lea, acel ceva care îi place totuși lui Caragiale și pe care el îl transformă în literatura lui. Partea bună a presei era că nu plictisea niciodată. Ori e o mare calitate ceva să nu plictisească. Și era vizibilă, era aproape că era fosforescent. În plus, te ținea informat, alte mijloace de informare atât de rapide nu erau și ținea loc de tot ce este mass media astăzi. Deci avea certe calități. Avea, desigur, și toate defectele pe care le are și presa de astăzi, pe care le are în genere orice lucru care vrea să atragă atenția. În momentul în care vrei să atragi atenția, vrei să ai foarte mult public, riști foarte mult și automat acest lucru vine la pachet cu diverse defecte. Dar presa era un lucru bun una peste alta, adică era și bun și rău, cum sunt toate elementele progresului, și reușea să atragă toate tipurile de oameni. Chiar și cei care nu recunoșteau că gustă presa, o citeau. Deci a avut un impact uluitor. Avea și părți pe care presa de azi nu le mai are, părți mai bune, de pildă rubrici științifice. Oamenii erau ținuți la curent cu absolut tot ce mișcă, cu toate elementele progresului și erau făcuți să le înțeleagă. Erau făcuți să gândească. Mă gândeam la rolul enorm pe care l-a avut presa în afacerea Dreyfus, da, când, practic, datorită presei, un nevinovat până la urmă și-a găsit dreptatea. Așadar, rolul presei era mai mult bun decât rău, dar, cum am spus, afecta sensibilitatea, zgâria sensibilitatea oamenilor de secolul XIX. Chiar așa, cum am pune presa de astăzi lângă presa de atunci? Oare ar mai fi plăcut lui Caragiale într-atât încât s-o pastișeze cu atâta? Cred că ar fi avut ce pastișa, ar fi avut categoric materie primă la fel ca în secolul al XIX-lea și cred că ar fi și singurul care ar putea să o facă cum trebuie. Pentru că presa nu și-a schimbat foarte mult părțile rele. A pierdut din părțile bune. Nu știu în ce măsură mai e în stare să salveze nevinovați. Poate că mai este. Poate n-au mai fost ocazii ca în afacerea Dreyfus. Sper din toată inima că mai este capabilă să salveze situații în care e nevoie de un salvator, dar în același timp apar atâtea lucruri ridicole, atâtea lucruri absurde, atâtea lucruri greșite, dezmințiri, jumătăți de adevăr, încât Caragiale și-ar găsi din plin materia. Știm că îi plăcea să decupeze articole din presă și îi le trimitea lui Paul Zarifopol în corespondența dintre ei doi. Avea această... Învățase asta de la Junime. Da. El la Junime a ajuns ca traducător. Tradusese Roma învinsă. Deci da. prima lui apariție la Junime a fost de traducător. Și la Junime a existat acest obicei să decupezi din presa vremii și să faci un dosar cu prostiile vremii. Lucru i-a folosit lui Caragiale și l-a valorificat din plin. Publicistica e
de multe ori considerată ca fiind un fel de risipire a talentului literar. Ei bine, la Caragiale nu a fost așa, ba dimpotrivă, el și-a tras seva de acolo, a publicat mare parte din textele lui în presă. Să vorbim puțin despre acest paradox. Depinde, cred, de fiecare, pentru că, într-adevăr, e un război constant între literatură și publicistică. Personal fac parte dintre cei care îi prețuiesc pe scriitorii care vin din publicistică, mm-hmm. pentru că ei au exact calitatea de care spuneam, nu plictisesc. Mă gândesc numai la Yasushi Inoue, ca să dau un exemplu din literatura japoneză, cel care a scris unul din cele mai frumoase lucruri care s-au scris pe lume, Pușca de Vânătoare. Uh-huh. O carte perfectă. El era publicist. Dar și la noi, aproape toți scriitorii interbelici, de pildă, dar și mulți dintre cei din Belle Époque, erau de asemenea publiciști. Și, cum spun, depinde de fiecare. Sebastian, de pildă, Mihail Sebastian, spunea că ar sfătui pe un tânăr scriitor să nu facă și publicistică. Cred că se referea la pierderea de energie pe foarte multe războaie care nu înseamnă nimic. Deja în interbelic, dar deja din vremea lui Caragiale, erau polemici foarte multe în publicistică și ele risipeau energie și, într-adevăr, orice polemică pe cât un fapt de nimic risipește inutil energia creatoare și în sensul acesta Sebastian avea dreptate. Dar pe de altă parte, încă o dată, lecția publicisticii e bună pentru un scriitor. Totul depinde de el cum o face. La Caragiale categoric a fost excelent că a făcut publicistică, îi se potrivea și într-adevăr și-a adunat de pildă primul volumul lui de momente. Da. Pentru că ulterior le-a republicat ca momente schițe. Volumul de momente din 1901 sunt toate din universul lui Cațavilan, prietenul lui Cațavilan. Universul era unul dintre cele mai citite ziare cotidiane din epocă, iar casa lui Cațavilan se mai află și acum lângă parcul Luigi Cațavilan, de aici, din apropiere de Muzeul Literaturii. V-aș ridica cumva la fileu și o chestiune de istorie literară destul de discutată de cercetătorii care s-au ocupat de Caragiale, anume diagnosticul lui Lovinescu. Da, Lovinescu a greșit în multe privințe. Lovinescu n-a greșit în privirea lui de ansamblu asupra literaturii, asupra sincronizării literaturii, asupra necesității modernizării, dar firea lui Lovinescu crescut în Belle Époque era de înclinată către, să spunem, literatura simbolistă. El nu gusta lucruri mai care sunau mai agresiv pentru urechile lui. Caragiale avea un limbaj plin de neologisme din presă și aceste neologisme nu îi sunau bine lui Lovinescu. Lovinescu s-a înșelat în foarte multe cazuri punctuale. El nu avea, nu era foarte receptiv la nou, în ciuda idei generale că trebuie să fii receptiv la nou și sincronizat, e unul din paradoxurile criticii lui și se știe astăzi că cei care îl ajutau să se orienteze erau membrii cenaclului Zburătorul, între care de pildă Felix Aderca sau mulți alții, dar de pildă și în cazul lui Ion Barbu, Lovinescu, deși i-a deschis calea prin Zburătorul și l-a prezentat, de cele mai multe ori nu gusta creațiile poetice ale lui Ion Barbu. Așadar, nu mă surprinde că nu-l
până târziu, bun, la una dintre revizuiri a recunoscut că totuși a greșit, dar până târziu el nu l-a agreat pe Caragiale și a considerat că noi urmașii nu-l vom mai înțelege, da. Lucru care e posibil să fie pe jumătate adevărat, dar că nu-l vom mai iubi și aici a greșit. Aici nu a avut dreptate. Este totuși adevărat că unele lucruri care trec în proza lui Caragiale și care aparțineau presei vremii nu mai ajung, să spunem. Dar cumva nu incomodează sub nicio formă. Pe noi nu. Ceea ce m-am gândit că este marea problema lui Caragiale... Incomoda pe ei. Nu. Îi incomodează pe traducători și respectiv pe străini. Caragiale, cineva a spus, dar nu mai țin minte cine, un nume mare, Eugen Ionescu. Eugen Ionescu a spus că Ile Caragiale este cel mai mare dramaturg necunoscut în Europa sau universal. Cel mai mare dramaturg necunoscut. Și m-am întrebat de ce. Ca să-l traduci pe Caragiale, ar trebui să traduci în limbajul presei epocii din țara respectivă, să zicem în franceză, numai că în franceză nici nu ai un asemenea limbaj, pentru că la 1900 în Franța deja era un limbaj foarte elevat în presă. Nu erau asemenea caragioslâcuri cum sunt în presa noastră. Deci ca să-l traduci pe Caragiale bine, ar trebui să le dai sunetul unei prese aflate la început, cu nenumărate defecte. Ori nu se poate face transpoziția asta, pentru că, încă o dată, cultura noastră nu a fost sincronizată la 1900 cu alte culturi occidentale și, deci, este practic mission impossible. V-aș propune de asemenea și o scurtă cartografiere a țării miticilor, așa cum apare ea în cartea dumneavoastră. Da, din nou apare această discrepanță. Țara miticilor era o țară în plin progres, era de fapt momentul de grație din istoria României, nu numai a României, și din istoria Europei, dar hai să spunem, măcar din istoria României, era un moment de grație în care ne aflam pe calea unui progres temeinic, real. Ne sincronizam, începea o sincronizare destul de vizibilă cu Europa. Eram în rândul lumii, România conta pe harta Europei. Dacă n-ar fi decât, să zicem, rețeaua de căi ferate, să ne gândim la ea, dar câte și mai câte alte elemente de progres, oamenii o duceau relativ bine, fără a spune prin asta că era o lume perfectă, fiindcă asta încă nu s-a inventat. Eu aștept, dar cred că n-o s-o mai apuc. Și deci România era mai degrabă o țară echilibrată, civilizată, aflată pe calea cea bună. În țara miticilor, care este opera lui Caragiale, deci acolo unde mitică este etalonul și el se reflectă în Ghiță, Niță, Machie, Lache și toți ceilalți, inclusiv Nenea Iancu uneori, acolo lucrurile sunt exact pe dos, sunt cum erau în presă, sunt caragioase, se vorbește fără să se spună nimic, fără substanță, cu greșeli de logică. Caragiale era un tip ultra inteligent și un logician redutabil. Moș virgulă. Și, da, era foarte atent și la fel în care se scria, da, fusese corectuit moș virgulă. Și, deci, e o cu totul altă imagine decât cea din realitate, pentru că în Caragiale tot ce e rău devine important, vizibil, se pune lumina pe orice fel de defect.
Astăzi, din păcate, defectele sunt la ordinea zilei și ar trebui să punem lumina și pe un pic de bine, dacă mai există. Sperăm. Aș încheia discuția de astăzi întrebându-vă cum i-ați vorbi unui novice între ale literaturii lui Caragiale? Ce aș spune să facă mai întâi, să citească mai întâi? Unde să sape pentru prima dată? Poate că i-aș spune mai întâi să se uite la câteva fotografii cu Caragiale și să încerce să-l înțeleagă din fotografii, să vadă că în fotografiile lui Caragiale nu râde niciodată, nici măcar nu prea zâmbește, așa vag de tot, la un moment dat are un fel de zâmbet. În schimb, interpretează, e teatral, stă împreună cu prietenii, de unde se vede că avea un cult al prieteniei, iar volumul de corespondență al lui Caragiale din celebra ediție Zarifopol Cioculescu, volumul 7, este o minune și de aici aș zice din corespondență. Da, de aici aș zice să pornească un novice. Să descopere mai întâi omul, deși Caragiale s-a ascuns întotdeauna, n-a vrut să-și dezvăluie biografia, dar va descoperi un om extraordinar, iubitor de prieteni și deja în limbajul din corespondență va descoperi acele întorsături specifice lui Caragiale. Și fraze de ale personajelor. Da, se autocitează cu mare plăcere. Vă mulțumesc tare mult, a fost o mare plăcere să discutăm astăzi despre Ile Caragiale. Mulțumesc și eu.